zis să nu mai încep cu hai săptămâna asta. Astăzi este luni și am zis cât curăț aici nuci, pentru că este 9 martie și se mănâncă mucenici astăzi. Am zis să fac și eu, iar aluatul, oba, haideți să vi-l arăt ca să nu ziceți pe aia că am cumpărat de la magazin. Este aproape gata și eu mai am nuci de curățat. Mă grăbesc și am zis să mai stăm de vorbă puțin, să facem introducerea pentru luni. După cum am zis, 9 martie. Astăzi facem mucenicii, după cum v-am spus. Iar apoi am de editat vlogul care intră mâine. Și v-am spus eu că am ceva nou. Se va întâmpla în viața mea. Și pentru că se va întâmpla săptămâna asta, vă spun de luni și vă mai țin la curent. De vineri mă apuc de cursuri de make-up. Și sunt foarte, foarte încântată. Sper să fiu la fel și după primele zile. Vineri e prima zi. De curs la Cifci Academy. Elena, parcă o mai cheamă. Am urmărit-o pe Instagram, am văzut-o și am văzut... Nu de asta am ales-o, pentru că am văzut că o machiază pe Bianca Drăgușanu sau pe Anca Serea. Ci am văzut ce face ea acolo și am văzut că are și în Londra, a avut și în Birmingham niște cursuri foarte frumoase și foarte apreciate de fetele care au mers la curs, așa că m-am înscris și eu la cursuri și sunt foarte nerăbdătoare să le încep. Să vedem dacă mă pricep la ceva. Dacă nu mă pricep, asta e. Mă voi căuta ceva de muncă, ce am făcut și până acum. Dacă nu merge bine, dar momentan sunt entuziasmat, sinceră să fiu. Curățăm nuci, după cum v-am spus. Sunt entuziasmată, abia aștept să încep. Cursurile vor avea loc de luni până vineri, timp de 2 săptămâni, de la 10 jumătate la 3 jumătate. Deci va fi ceva. Am înțeles că primim și un set de pensule, că vor fi și vedete la cursuri. Sper să fie ok, sper să fie bine. Oricum, revin vineri cu impresii, v-am zis, despre cum a fost. Și săptămâna asta, mâine vine sora mea să meargă din nou la tratament, la Medisima. Să vedem ce face mâine. Sunt foarte curioasă. Și să vedem ce mai avem săptămâna asta de făcut. În plan, momentan, cam astea ar fi cele mai importante. Dar mai vedem pe măsură ce trec zilele. Așa că momentan vă las. Cam asta a fost introducerea scurtă. Wow, am vorbit doar 3 minute. Pot să mă bat singură pe umăr, bravo. Și mă apuc să fac mucenicii și revin când sunt gata să vă arăt cum sunt. Ok. Uitați, sunt gata. Aproape de băgat la cuptor. Acum doar îi mai ungem cu ou. Au cu puțin lapte, ca așa am văzut la Jamila. Și sunt curioasă să vedem cum vor ieși. După cum vedeți, am făcut 2 modele. Asta pe care îl ung acum este luat de la Jamila. De obicei eu făceam așa. Dar am făcut și așa și așa. Să vedem cum iese. Sperăm să fie bun, pentru că aluatul este făcut tot de la rețeta Jamilei. Așa că sper să fie buni din suflet și revin când sunt gata, prima tură, când e gata, revin. Deci cam așa arată prima porție. Să vedem și după ce îi însiropăm și îi dăm cu nucă. Așa că revin din nou la sfârșit. Gata, sunt. E lumina cam proastă, hai să mergem afară. Afară. Mai la geam. Arată super, abia așa să mănânc. Mi-o poftă de nu mai pot. Și am și însiropat bine. Să pap să vă spun cum au ieșit. Hai că v-am bărâit destul cu mucenicii mei. Hei, bună! Am zis că nu mai vorbesc cu hei, dar se pare că tot cu hei. Voiam să vă arăt ce am filmat astăzi. Pentru vineri să postez
Și avem produse de make-up până în 15 lei, luate de pe Notino. Aici este și cutia, care au fost ambalajele acelei prosopul Julie. Aici avem și asistenta. Ce Care faci? vrea să plece în timpul vlogului ca să citisească. Că stătea deoparte. N-avea voie în vlog. Păi nu. Pentru că mami este o rea și nu-și bagă copilul în decât în daily vloguri și atât. Crezi cât este de obraznicuță? Da. O să vedeți în clip ce produse mi-au plăcut, ce produse mai puțin. Am vrut doar să vă arăt ce am filmat astăzi, ce am făcut astăzi. Și să știți că până la urmă cred că o să ies așa. Merg cu Marian până la metro să facem niște cumpărături și cred că o să ies așa. Nu? Are ceva? Dacă ies așa? Nu. Tu ești dată cu ceva la ochi? Da, cu maro. Ia vine mai aproape, că nu văd. Dar e un maro așa, nu știu, mai diferit decât poți. În general e Păi foarte... nu am creion maro, ăsta este primul. Și pe care am dat. Nu vă zic cât, vă las să vă uitați în vlog. Ah, mă pregăteam să zic bine pe... Nu, 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 vă Așa, las să vă uitați. dar pe plap nu te dă cu nimic? Ba da, m-am dat cu fardul ăla de ochi, până vezi că strălucește. O să mai merg la cumpărături cu Marian. O să vă arăt de acolo ce cumpărăm de la metro. Ne facem un pic de aprovizionare cu toată nebunia asta cu coronavirusul. Și să le iau suc la copii. Da, cam asta Mai este. multe ca să ne ajungă. Asta ce am luat eu. Voiam să vă arătăm cum mai arată grădinița noastră. Stau bine floricelele noastre. Uite că aici am nimerit cu floarea galbenă. Acum să vedem. Da, vom și vedea. Aici am nimerit. Să vedem aici. Uite dacă au Aici ieșit. și aici. Au ieșit. Aici încă nu se vede, nici aici. Dar nu e nicio problemă. Așa, și ne-a mai adus Marian niște floricele. Uite-le aici, ce drăguțe sunt. Și aici este un cățel. Ce ai tu cu microfonul? Te-a scuzat papucii de... Nu sunt de la Tommy. Nici ai tăi nu de la Tommy, nici ai tăi Ba nu de da, la... cum să nu fie Băi, de la da, Tommy? da. Și asta sunt eu. Sub acoperire. De fapt, astea suntem noi. Este sub acoperire să nu ne prindă soarele. Am zis că am fost la clinică și după ce am văzut cum arată tenul, suntem sub acoperire. Stai așa să nu vă țin în soare, că nu cred că se vede nimic. Am uitat mănușii. Da, deci suntem sub acoperire. Să nu ne prinde soarelii. Am văzut-o și pe Iris cum aleargă. Mici, tu ce faci, mă? Avem și muzică în curte. Da, și acum ne-a apucat să punem floricele astea frumoase. Să punem muzică. Oh, așa. Da, hai să ne apucăm și de pus. Hai să-ți faci o gaură. Așa, aici. Pe partea asta la Da. Ia un pic asta. Da. Aici, da? Ca să fie mai greu. Da, mai ușor, acum că mai frumos. Da. Au, ce frumos aici. Trebuie să o scoate înainte. Am fost desemnată să vă arăt aici ce
ce am plantat. Deci avem această floricică pe care am pus-o între primul strat și al doilea strat de floricele mici. Și dat fiind faptul că sunt trei, pe asta am pus-o exact lângă zambilă, ca să fie mijlocul. Și aici, ca în celălalt capăt, între cele două straturi de flori mici. Și da, asta are o etichetă, sunt foarte frumoase. Am venit la pădure să vedem dacă sunt floricele. În pădure. Ok, zi-mi apă aici. Și vrem să intrăm la o poieniță. Să văd dacă mai țin minte unde e. Pentru că vrem să venim să filmăm ceva. Într-o zi. Într-o zi, adică mâine. Da. Și te-ai întors. Hai. Păi hai. Hai să vedem. Păi stai un pic să filmez aici, pentru că apoi se zguduie camera. Acum e uscat, dar o să venim și când o să fie super înflorit să filmăm. Știu, ia să vedem și cerul, cât e de frumos, e senin, parcă e vară. Știu. Hai să ne vedem și noi. E tot sub acoperire, dar nu mai pot de cald. Nu trage, nu trage, domn Semaca. Lasă-mă, mă, să nu mă vadă soarele. Hai să nu te vadă, că nu mor. Hai, hai să intrăm în pădure. Haide să intrăm în pădure. Dacă nu ne-am întors și ați găsit camera, da, transmiteți celor dragi că i-am iubit. Cum se aude ecoul? Și de acolo, am pe acolo și veneam pe aici, tot aici ajungeam. Cum se aude ecoul? E super frumos. E mișto, aici este o poieniță în care vom veni să, vom veni să filmăm. Cred că mâine. Ceva. Și o să revenim să filmăm în momentul în care va fi și totul înflorit și înverzit. Mama, așa, vin încă. Vin, vin, încet, să pot să filmez fără să zgudui prea tare. Wow, ce mare e poienița! Dar nu vezi că se aude în eco? Da, eu ce-am zis, că se aude eco. Super! Să venim să luăm un picnic în pădure. Bună! Azi este vineri și am zis să vă filmez înainte de a merge în pădure. Mergem în pădure din nou. A fost și ieri și am făcut Julie câteva poze. Care, by the way, acum intră. Tapis! Da! Astăzi am făcut codițe, s-a și îmbrăcat. Momentan nu merg cu coronița asta. Dar momentan. Codița asta, din păcate, trebuie să-mi plătești din nou. Doar partea asta. Este părul de acolo, pentru că este scurt acolo, iubire. Păi da, doar pentru că am dormit așa, că m-a ținut aseară. Da. Și mergem să filmăm un clip pentru săptămâna viitoare. Deci ce filmăm astăzi în pădure va apărea vinerea viitoare. Dar mergem astăzi pentru că este foarte frumos afară, vor fi 23 de grade și am zis să filmăm ceva frumos. Sperăm să vă placă. Eu încă sunt în pijamale, după cum se vede, cele de la Victorița. Ea s-a schimbat. Și o să facem ceva poze după ce terminăm de filmat. Sper să vă placă. Am emoții, dar sunt și încântată. Sper să iasă ceva frumos. Nu, Julie? Mm-hmm. Chit că acum încă este pădurea uscată, dar voi face același lucru și când va fi înflorită. Înflorită și vară și la toamnă și la iarnă. O să facem câte unul pe sezon. Pentru că la noi pădurea este la 3 minute de mers pe jos de casă, deci nu intrăm în contact nici cu alte persoane. Ceea ce este super. Da, oricum, îmi petrec eu serios acum, nu are nimeni coronavirus. Momentan nu. Noi suntem bine. Și oricum nu vreau să vorbesc despre subiectul ăsta, facem la noi pe canal lucruri amuzante, da? Ok, bine, haideți să ne îmbrăcăm, să plecăm. Să filmăm repede, repede, până nu vine ploaia, că am înțeles că după amiază vine ploaia. După cum... Ba da, am pune. După cum v-am promis, haideți să vedeți locul de filmare și ce am avut la noi. Recuzita. Probabil că v-ați dat deja seama despre ce va fi videoclipul. Da. Un make-up în natură și daily vlog, adică weekly vlogul ăsta va intra... Înainte sau după? Înainte. Înainte să apară, așa că...
Sperăm să fie surpriză totuși. Suntem din nou în pădure. Na, vreau să vă arăt și pe mine, dar nu vă arăt, pentru că weekly vlogul va apărea înainte de video, dar vă arăt pe Julie, așa să nu-i bai, că ea m-a ajutat. Asistenta mea foarte, foarte bună. Exact. La toate. Și aici locurile am făcut poze, da, pe care vă invit pe Instagram să le vedeți. M-am și scriat și în cap peste tot. Dar aveți și niște poze foarte frumoase. Uite ce frumoase am împletită. Ia-mi tace cu spatele. Și țineți cădicile. Uite, frumos. Super cute. Asta este outfit-ul domnișoarei. Eu vă arăt doar papucii de mers prin pădure. Și puțin din rochie. Restul vă arăt în clip. Sau probabil o să vedeți pe Instagram niște poze. Da, mai mult ca sigur. Și asta este păinița noastră din pădure. Ia să vedeau și mai aproape. Mini, 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 mini păinița acolo. Mai încolo, da. Mi-a acolo. Foarte mult. Abia aștept să înverzească totul, să venim să facem din nou. Nu, Julie? Poftim să înverzească totul, da, da. Da. Păi mai facem niște poze și apoi plecăm spre casă să ne facem ceva de păpică. Ce facem azi de papă? Pizza. Nu, mâine pizza. Știu. Azi facem cartofi păziți. A, da! Corect. Cu brânză și cu ou, asta ne este poftă. Așa este. Vreau să vă arăt câte floricele. Câte albine. Sunt în pădure. În acestea mici, mo. Ce drăguțe sunt! Albăstrele! Ia uite! Am văzut poze de pe aia. Câte sunt! Super! Mergem mai încolo să mai căutăm locație pentru filmat, pentru pozat! Da, am terminat cu brioșele. Vreau să vă arăt. Aici aș face Julia unghiile. Daily vlog? Abia am pus. Da, am zis. A, deci poți să vorbesc. Da, deci poți să vorbești. Abia le-am pus aici lângă Julie, deci nu facem machiaj odată, și o machiaj, doamne. Manicură odată cu brioșe. Abia am pus brioșele aici pentru că vreau să mă apuc să frământ pentru aluatul de pizza. Ia să vedem cât o să dau pe lângă. Și nu vreți să știți cât sunt de bune. Da. Săptămâna asta am fost pe mâncare și mai mult pe dulciuri. Asta e cana mea din care beau eu mereu. Dar pe dulciuri făcute în casă. Apă, după cum se vede. Cel puțin asta e făcut în casă. Hai să vă arăt și prințesa. Ce faci, prințesa? Prințesa care ți-a desfăcut codițele. Da, și nu ne arăți părul tău. Nu dai și tu din cap așa. Puteți să o vedeți și pe Instagram, că i-am pus poze așa frumoase. Așa este și o să pun mai multe, dar am zis să iau puțin. Ia arată ce oj ai. E cea pe care Douglas. Am primit-o de la Douglas. Și ăsta, la lacul la fel. De la Calendarul Advent Calendar din decembrie. Vezi că ai puțină engleză pe la colțul gurii. Puțină doar pe la colțul gurii, dar mă șterg imediat, nu-i băi, mea și vețe. Azi este sâmbetă. Sâmbătă e zi de gătit. Să dăm... făcut curățenie. Și te-a făcut curățenie, exact. Eu am terminat de făcut curățenie. Ia, terminat la ea, dar eu dacă fac mâncare nici nu m-am apucat de curățenie, așa că am dat brioșele mai încolo. Ca să nu mai stea lângă domnișoara cu oja. Domnișoara care este stângace și se chinuie destul de mult să facă cu dreapta. Da, dacă tot este liber, mai încearcă. La școală nu merge. Oja. Cu oja. Uite și din cauza doamne de română. Se uite la Andreea Balaban, care are... Făcea curat la... Care este chiar un daily vlog. Make-up-ul ei și are trusa mea de machiaj de la Naked Cherry. Cred că a luat-o de la mine. Așa zic și eu. Ia verifică dacă mai ai. Da. Cine știe. O mai am, acum am văzut. Haideți că revin și după ce facem pizza. Păi am să vă arăt că asta e gata. Și mai e una de pus. Iar la asta trebuie să punem cașcavalul doar.
că este gata. Și o să o punem și pe a doua. L-a făcut. Că se fac foarte repede. Și arată foarte, foarte bine. Să vedem cum va fi la gust. Că ne este cam foame. S-a făcut ora 6 seara. Câtă treabă am făcut. Sâmbăta este cea mai aglomerată zi pentru mine. Mâncare, curățenie, spălat. Da. Dar păpăm ceva bun. Și așa arată nefăcută. O băgăm acum și pe cealaltă. Ce faceți? Am evitat să mai zic hei, hei, hei! Cu toate că eu aș zice să rămânem și la hei, 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 ce faceți? Bună, hei, hei, hei! Ca să știm că acesta este marca mea înregistrată, ca să zic așa. Bineînțeles că aceasta este a doua înregistrare a încheierii. A doua, pentru că am pus microfonul, dar nu am băgat cablul bine în cameră și guess what? Doar vorbesc, dar nu se aude nimic. Așa că filmez a doua oară încheierea acestui weekly vlog în care vă spuneam că astăzi m-am îmbrăcat frumos și că am o bluziță asta să vă arăt de la Sacor pe care am luat-o din Dubai și care îmi place foarte, 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 foarte mult. Este de lână și avem aici un paianjenel, pe cum se vede, pentru că a fost atât de bună bluzița aceasta încât moliile au decis să pape din ea și au păpat doar aici. Așa că m-am decis și eu că decât să arunc bluza, care îmi place foarte, 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 foarte mult, mai bine îi pun o broșă. Și asta era singura pe care o aveam, dar mi se pare foarte cute. Așa că nu avem nicio gaură, nimic, este doar așa că îmi place mie. Și bluzița are și năsturei și se dă gulerașul jos, se spală separat. Și îmi place mult. Me gusta mucho. Mai am să vă spun că mi-a schimbat cărarea pe mijloc, pe cum se vede, am întins părul, că tot spunea sora mea că îmi bag mâna prin păr cam mult. Să vedem dacă reușesc să le țin jos mâinile, să nu mai gesticulez, să nu mai bag mâna prin păr. Am văzut la Andreea Balaban că a fost la o ședință foto și i-au făcut cărarea pe mijloc și zicea băiatul care o aranjase că uneori și foarte puțin dacă schimb cărarea la păr și schimbă puțin imaginea. Și am zis hai să încerc și eu. Și mi place. Mi gusta. Mi place. Vreau să vă zic ce am făcut săptămâna asta. Marți nu ne-am auzit deloc, pentru că am fost cu sora mea la tratament, la Medisima. Și face tratamente faciale, v-am zis. Și de micro-peeling. Da. În jurul ochilor. Pentru care și ea ciarcăne. Ca și mine. Mai închise. Ieri a venit destul de devreme, în jurul orei 11 și ceva, am plecat în oraș, am mâncat ceva, am fost până la Ikea, apoi am fost la școală la Julie și am luat bursa pe luna februarie, așa că dacă stă acasă să aibă și bani, măcar când se va da liber iarăși la ieșit în oraș, să aibă ce să cheltuie, ceea ce este super! Așa, iar ea avea programare la 3:30 și a intrat aproape de 5 și a ieșit aproape de 7. Și s-a făcut târziu până am ajuns acasă, așa că n-am mai apucat să mai înregistrez, că mă simțeam destul de obosită, cu toate că n-am făcut mare brânză în ziua respectivă. Așa, miercuri am fost la cumpărături, la metro, da. Cred că v-am pus deja imaginile de acolo pe care le-am filmat cu cozile imense. Noi ne-am dus să luăm apă, că avem un dozator cu apă și se terminase un bidon acela de 19 litri, mai aveam doar unul. Și zic, Maria, hai să luăm și noi apă. Și era o coadă, deja lăsasem bidonul la intrare acolo și trebuia să stăm să luăm apă. Așa că am mai luat și eu niște făină, pentru că noi folosim destul de mult, în sensul în care fac dulce în fiecare săptămână pentru copii de casă. Iar săptămâna asta chiar am făcut și pizza, am făcut și brioșe, ați văzut. Am făcut și mucenici, așa că făina chiar o folosesc în mod normal, indiferent că e o criză sau nu e o criză. Așa, am vrut să iau orez, dar nu avea rost. I-am zis lui Marian, din păcate nu cumpăr un box de orez, că n-am ce să fac cu el atâta. Așa că n-am mai luat. Am cumpărat un sac de cartofi la 5 kg. Noi suntem 4.
am făcut cartofi prăjiți vineri pentru mine, Paul și Julie și s-a dus aproape jumătate de sac, așa că n-am cumpărat nimic exagerat. Decât strictul necesar, 200 de lei am cheltuit, adică altă dată cheltui mai mult dacă mă duc la Carrefour. În fine, joi am fost la pădure, să vedem dacă găsim loc de filmat și de pozat. Și ne-a plăcut, după cum ați văzut și voi, așa că am revenit vineri și aveam, cu toate că nu stăm departe de pădure, v-am zis 5 minute de mers pe jos, se vede pădurea de acasă. Aveam de cărat măsuța, aveam de cărat trepiedul de cărat și zic, Julie, putem să mergem cu mașina sau nu? Că dacă trebuia să mergem pe jos, era cam greu de cărat toate, dar am reușit să mergem cu mașina până la pădure, a fost super. Ați văzut și asta. Și dacă vă uitați pe Instagram, o să vă las aici adresa mea, o să vedeți și poze pe care le-am făcut la pădure. Și modelul meu este Julie, că ea e frumoasă și are niște ochi super, super, super. Și îmi place să o pozez. O să vedeți și pe Instagramul meu și al ei. O să vă las și Instagramul ei aici, dacă vreți să o urmăriți și pe ea. Și am și filmat ceva. Deci weekly vlogul acesta intră marți, iar ce am filmat la pădure, un challenge, va apărea bine. Sper să vă uitați și la același, să vă placă. Și cam asta a fost săptămâna asta. Ieri a fost zi de treabă prin casă, adică mâncare, făcut curat, spălat și uite că tot am revenit la păr. Da, cam asta a fost. Și deci pentru o săptămână în care n-am făcut mare brânză, deja am vorbit 5 minute 50. Yay! Super! Țineți-vă bine când o să vă spun ceva. Și o să am ceva de spus atunci, să vă țineți bine, să vă luați liber vreo 2 zile de la servici ca să vedeți vlogul meu. Când voi avea ceva de spus, și am, dar aștept, mi le așez așa, cu dichis, să vi le spun pe rând. Și să fim mai mulți pe canal, așa că nu uitați, dacă v-a plăcut, să dați un like, să vă abonați, ca să mai vedeți și alte vloguri interesante, zic eu. Să vedem ce facem încă o săptămână de stat în casă. Da, după cum ați văzut, norocul nostru este că avem curte. Deci putem ieși măcar afară. Și mai am câte ceva plănui săptămâna asta care vine, așa că stați alături de noi și o să vedeți și pe Instagram și în weekly vlogul de săptămâna viitoare. Iar până atunci vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Să aveți o săptămână frumoasă și ușoară și zile din ce în ce mai călduroase, să plece frigul de la noi de tot. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Și mulțumesc pentru vizionare celor care s-au uitat până la capăt.